Salutare, first playeri! Ne-am întors în anul 2012 un pic pentru că ne-a cerut Musei să-i facem review-ul The Dark Knight Rises. Jocul pentru mobil și tabletă a apărut odată cu ultimul film din trilogia The Dark Knight a lui Christopher Nolan. Spre deosebire de jocurile din ziua de azi, cele companion pentru filme cu supereroi mă refer, Dark Knight Rises a fost un titlu complex și uriaș care ocupa 2 giga pe device. La prima vedere, sunt tentat să judec jocul ăsta în mod aspru prin ochii gamerului de an 2016, dar pot să-l privesc și ca un gamer de an 2012, când abia debutau Galaxy S3 și iPhone 5. De aceea, trebuie privit ca un titlu compatibil cu acele modele și nu cu Rolls-Royce-ul tău de telefon actual, care costă cam cât vreo 2 salarii. În fine, Gameloft a creat un mega produs ce costă $7 și se ține extrem de aproape de firul narativ al filmului. Jucăm cu un Batman nu foarte locvace, într-un univers perpetu gri și cu amenințarea lui Bane omniprezentă. Avem și secvența din The Pit inclusă, la pachet cu un moment înălțător și puzzle quick time action, plus un Christian Bale desenat cu stânga. Jocul acesta e la 2 pumni distanță de a face parte din seria Arkham, doar că Batmanul oferit aici e de altă factură. El nu mai stă să facă pe detectivul, nu mai vede prin pereți și rare ori atacă din spate. Batmanul ăsta întinde cu pumnul și abia apoi te judecă sau la naiba, nu te mai judecă deloc. Și fix în pumnul său stă problema. Bătăliile sunt dureros de lungi și dau mereu senzația că facem un grinding pe baza de swipe, la fel de pisător de creieri ca pregătirea unui pomeni pentru o rudă moartă. Facem colivă, dăm cu pumnul, pregătim ciulama, dăm cu pumnul, facem un finishing combo și băgăm și o sarma. Iar combo-urile sunt mai mereu la fel, incluzând cam 3 lovituri și o mișcare de final în slow motion, care uneori e spectaculoasă, alteori nu. Unii inamici pot fi doborți și cu batarang-ul, alții discret din spate cu o gătuire senzuală. În vreme ce există chiar și oponenți ce vor cădea pradă unor capcane din mediu, precum abur încins în The Pit. Evident, există și sniper de neutralizat cu bătrânul pumn în gât și turetele dezactivat cu EMP Batarang, deși efectul său durează cam puțin. Vom merge și cu Batpodul și cu Batmobilul, deși ele apar mai degrabă ca gimmick-uri, decât ca instrumente ce schimbă vital vreo misiune. Miezul rămân aici pumnii, grappling hook-ul și ocazional vreo schemă care doboară câțiva inamici, dintr-o dată printr-o rostogolire a unei bile mari, de exemplu. Grafica arată foarte bine și a rezistat excelent la testul timpului, chiar și după 4 ani, ceea ce mă face să mă gândesc că Gameloft i-a oferit vreo actualizare sau optimizare între timp. Mă macină totuși 2 probleme. Prima este infernala cameră, iar problemele cu camera sunt deja trademark și aici și la seria Arkham, dar parcă Dark Knight Rises le duce prea departe. Camera o ia razna în lupte, astfel că ajungi să te bați cu oricine, numai cu sniperul care tot țintește, nu? Și uneori începi să alergi în sensul opus celui dorit ție, ceea ce când ai un timp limită e super enervant. Cealaltă problemă ar fi una cu licențierea și am văzut multe comentarii pe YouTube și pe web în care gamerii se văită cu a cheltui $7 doar pentru că jocul se afișează că sunt probleme cu licența. Sare media necazul între timp, dar e tare urât dacă așa ceva s-a petrecut în ultimii ani. În afară de cutscene-uri bolborositoare care nu m-au convins, deși sunt luate teoretic din film și de misiuni principale și secundare, avem și modul free roam, în care putem să ne facem de cap fix ca în Arkham. Vom dezamorsa bombele lui Bane, îi vom distruge găștile pentru a le scădea influența și vom salva ostatici. Mare atenție la ostatici pentru că există și misiuni în care, dacă sunteți văzuți de inamici, nevinovați iau un glonț fix la cerebel. The Dark Knight Rises încearcă să fie stealth cât de cât, dar camera slabă și chiar și level design-ul nu-l predispun la subtilitate. Trebuie să recunosc totuși că avem un Gotham măricel de explorat, deși total depopulat și cu clădiri copy-paste în mare parte. Sunetul m-a cam indus în eroare, pentru că inițial am crezut că aud vocile și muzică din film, dar de fapt auzeam o reinterpretare a muzicii și actori vocali total diferiți. Nici urmă de Christian Bale, Tom Hardy sau Michael Caine. Probabil vă întrebați de ce nu am zis nimic de punctele de experiență și de currency-urile cheltuite pentru a face upgrade-uri. Ei bine, ele nu prea se simt în joc și aici vorbesc serios. Chiar am băgat puncte serioase și bani în câteva upgrade-uri, dar nu am observat vreo diferență în lupte. Aici și acolo un 10% extra damage, noi mișcări de luptă, o armură mai tare, poate un vehicul upgradat, dar la final gameplay-ul rămâne la fel. Gameloft a muncit în mod real și vizibil doar la grafică și la uriașul Gotham până la urmă. Restul a fost cam neglijat și probabil o să mă faceți mega cărcotaș, dar e ceva cheesy în a da un pumn unui băiat cu vestă albastră și apoi să iau o monedă de pe jos după ce el cade. Păi ori suntem Bruce Wayne, ori suntem Mario. Toate acestea fiind zise, jocul ia o notă de 7,3 din 10 pentru că apreciem efortul și totuși un titlu din 2012 când pretențiile erau mult mai mici decât acum.